Astăzi și prelata și poncioul și-au făcut treaba foarte bine. Treaba pentru care le purtam în rucsac și pe care până în momentul de față nu și-au făcut-o pentru că n-au avut ocazia. Astăzi de dimineață, de când am ajuns la pădure, plouă într-una, dar am hotărât totuși să ies și să fac o plimbare, să beau un ceai făcut la spirtieră. Este vorba de spirtiera aceea făcută din cutii de bere, care este prezentată pe bushcraft.ro, ultima care este prezentată, pentru că au fost prezentate mai multe. Aceasta, din punctul meu de vedere, își face treaba foarte, foarte bine. Este ușor de făcut și ușor de folosit. Voi pune acum puțin spirt și apă la fiert pentru a vă arăta cum și cât de bine funcționează. Folosesc alcool tehnic din acela de la Raiono Auto, pentru că am văzut că funcționează foarte bine. Am pus o cană mare de apă pentru că vreau să fac un ceai din măceșe pe care le-am cules astăzi. S-a aprins. Imediat și imediat începe să ardă cu putere. Nu este nevoie de niciun fel de suport pentru spirtieră, pentru că la modul cum este făcută se poate pune cana direct pe ea fără nicio problemă și fără a se stinge. Am pus aici o piatră pentru că din partea dreaptă bate vântul și protejează puțin flacăra. Iar aici sunt măceșele pe care astăzi le-am cules, din care vreau să fac ceai. Avem aici și cafea, dar am băut de dimineață, așa că astăzi vom servi ceai de măceșe 100% naturale. Să vedem. Nu au trecut nici 5 minute, dar uite, apa a început deja să fiarbă puțin. Sunt convins că în 2 minute va începe să clocotească. Iată acum, după cred că 7-8 minute, apa a început să clocotească. Vom adăuga măceșele. Punem capacul și dăm jos cana pentru a se infuza. După cum vedeți, în spirtieră mai este spirt și se mai putea fierbe.
ceva cu ea. Așa cum se arată și în videoclipul de prezentare a modului de confecționare după bușta.ro, spiritul din spirtieră poate fi folosit după ce o stingem în modul acesta. S-a stins, după ce se răcește, jumătatea de deasupra se scoate și se poate turna spiritul rămas înapoi în sticlă cu combustibil. Aici avem ceaiul care îl lăsăm câteva minute să se infuzeze și după aceea îl servim. Spirtiera după folosire se pune într-o cutie de plastic, din aceea de brânză cu smântână. O dăm deoparte pentru că nu mai avem nevoie de ea. Iar acum vom adăuga puțin zahăr la ceai și îl vom servi bucurându-ne de natură.